Sărbători fericite avem numai atunci când răspândim o puritate ca de prunci, atunci când împlinim în noi tot ce scris și când ne avântăm voioși spre paradis. Fericirea nu stă în ornamente, decorații și nici în ceea ce pot să oferă împărații. Ea este în inimile celor răscumpărați, care prin sângele divin au fost spălați. Sărbătorile ce ne aduc adevărata fericire sunt lipsite de pământeasca strălucire. Farmecul Crăciunului nu stă în lumini sau brazi, ci în vestea bună răspândită în lume și azi. Iar Revelionul nu este băutură și mâncare, ci e un prilej să ne înnoim a noastră dedicare. E un bun prilej să medităm profund la toate binecuvântările ce ne pătrund. S-ar putea să primim de sărbători o primă, dar asta ne fericește pe moment. Nu ne animă, ba s-ar putea să ne facă chiar nefericiți, zicând: acei ce au belșug sunt prea zgârciți. Fericitele sărbători în inimi sunt sărbate și asta arată că viețile au fost schimbate. Fastul și luminile ce sunt în exterior sunt doar un semn a tot ce-i trecător. Dar când sufletele sunt pline de speranță vie, de dorul nestins pentru eterna împărăție, ne deschidem pentru Cel ce dă sărbătoarea și Lui îi dăm închinarea și onoarea. E Tatăl Îndurării ce ne vrea fericiți. În ochii Lui suntem copii prea iubiți. Numai în El găsim adevărate satisfacții, căci El ne-a deslegat din fireștile reacții. Numai atunci avem fericite sărbători când ne lăsăm pătrunși de cei sfinți fiori, când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt însuflețesc al nostru dor și grai și cânt. Romani, capitolul 14, cu versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Evlavia înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu cu mintea, a avea harul Său în suflet, a avea dragostea Sa în inimă, a fi supus Lui
în viața de zi cu zi. Fericit este acela ale cărui gânduri bune rodesc în fapte și ale cărui gânduri rele pierd în mugure. Credința stă la baza oricărui progres spiritual. Puteți să renunțați la orice altceva, dar trebuie să aveți credință. Dacă aveți credință în Dumnezeu, veți fi imediat eliberați de păcatele cele mai adânci și mai negre.